Este vorba de doi portari, domnul Zimmerman și Cioculescu. Un fundaș dreapta, Vișan Crețu. Un fundaș central, doi fundași central de fapt. Da, cred că ar fi cel mai bine. Să vă și vadă domnul acum prima. Poate, poate. Este vorba de Cristi Zimmerman, care îl știți cu toții, reșițean, un fotbalist intrat, un fotbalist care vine să pună umărul alături de noi în încercarea noastră de a promova pe prima scenă. Ștefan Cioculescu este un portar de la Steaua București, un portar de mare perspectivă, care a fost în lotul Stelei, al treilea portar. A avut un conflict, să spunem, cu patronul echipei de atunci. Un diferent, mă rog. După care ne bucurăm foarte mult că am reușit să-l aducem aici. Eu de mult încerc să obțin semnătura lui. Mă bucur că am obținut-o acum. După care, Vișan Crețu, fotbalist la Delta Tulsa, care și a reușit promovarea pe prima scenă, nu știu din ce motive n-au mai promovat. A jucat la Craiova, un fotbalist cu care cu siguranță ne va ajuta foarte mult. De asemenea, eu pun mai mari speranțe în el. Următorul Lucian Morgoci, fotbalist de Under 21, care a jucat la Oțelul Galați, are deja vreo 10-12 ani, nu știu câte meciuri în prima ligă. Un fotbalist care și-a arătat deja valoarea în cantonamentul din Antalya, sperăm să confirme și în meciurile oficiale. Funda stânga. Salih Nogo, cred că nu are nevoie de prea multă prezentare, un fotbalist care a jucat numai divizia până acum, un fotbalist care de asemenea noi credem și care credem că ne va ajuta foarte tare în ceea ce ne-am propus să facem. Ionuț Tătaru, de asemenea un fotbalist de primă ligă, cu goluri în prima ligă, de la Pandurii Târgu Jiu, drobeta Turnul Severin, trainer, a semnat cu noi, sperăm să ne ajute și el. Ionuț Enescu, un alt fotbalist care a reușit, Ionuț Enescu, un alt fotbalist care a reușit să promoveze cu Petrolul Proiect, după care a jucat la Oțelul Galați în prima ligă, a avut o accidentare și acum vrea să crească odată cu echipa noastră. Vădrariu, Daniel, cu toții îl știți, este copilul Reșiței, sperăm să revină la forma de odinioară, el este un fotbalist extrem de talentat, la un moment dat mare speranță a fotbalului românesc. Sperăm să confirme așteptările oamenilor de fotbal. Și în cele din urmă l-a lăsat pe Daniel Loprița, bomboana de pe olivă, să spunem așa. cel mai titrat fotbalist din lotul nostru. Ne dorim să-i meargă numai bine și să înscrie cât mai multe goluri. Sunt jucătorii pe care noi mizăm alături de ceilalți componenți ai lotului, pe care mizăm pentru acest mini-retur, ca să-i spun așa, că până la urmă în martie, 2 în aprilie, deci în martie va fi o lună de foc, în care trebuie să învingem aproape tot ce putem ca să accedem în play-off. După care urmează partea a doua a campionatului, în care vezi dacă ai șanse sau nu. Noi sperăm să avem. Dacă reușim să învingem aproape tot, cu siguranță vom avea șanse și la promovare. Echipa să venim cu un plus și să ne îndeplinim obiectivul. Să realizăm ceea ce ne propunem cu toții. Hai să facem o poză de grup cu ei. Vă dorești și mai mult și mai mult. Tocmai de asta e posibil să mai apară. În câteva zile încă două nume importante, dar deocamdată așteptăm. Domnul profesor, ați avut două cantonamente centralizate. Unul aici, unul în Antalya. Cum evaluați lotul și comportarea? Totul a decurs normal. Și primul cantonament și cel de-al doilea în condiții foarte, foarte bune. Totul a decurs așa cum mi-am dorit eu și cum am discutat cu conducerea. N-am ce să reproșez, sunt foarte mulțumit. Acum rămâne de văzut pe teren, pentru că lucrul ăsta cel mai important. Să transformăm toată munca asta de o lună jumătate în puncte și să nu pierdem niciun meci. Consider că putem să câștigăm foarte multe meciuri. Deci totul a fost în regulă. Nou veniții s-au integrat în... Da. În mare parte, da. Bineînțeles că nu tot timpul sunt nouă jucători. Nu putem schimba toată echipa. Interesul nostru a fost să păstrăm nucleul de bază, pentru că noi aveam un grup format și cei care intră în echipă să vină cu un plus. Asta e dorința noastră și așa e normal. Nu facem schimbări doar de dragul de a face schimbări. Cu siguranță ne vor ajuta.
În rest, cantonamentul a decurs normal, mă refer mai mult la cel din Antalya, condiții foarte, foarte bune, meciuri foarte bune, meciuri în care am văzut cam tot ce trebuia să vedem și partea bună a echipei, da? Și părțile mai puțin bune ca să putem să le corectăm. Băieții au fost foarte conectați. Am terminat cantonamentul cu un joc foarte bun în compania unei echipe de Liga 1 din Georgia. Așa că, deci nu avem probleme foarte mari de accidentări, probleme normale. Sperăm să le rezolvăm și la ora jocului cu Mostru să putem să facem o echipă, să rămână la inspirația mea, nu să aleg din ce am. Anumite jocuri nepotrivite, dar n-am cumpărat niciun loc. N-am cumpărat echipă. Am convins unul dintre patronii cu care am avut contact, eu și colegii consilieri, de față aici, unii nu sunt de față, că am avut vreo 5 posibilități sau variante în analizele noastre și din discuțiile și verificările noastre a reieșit faptul că putem parcurge un drum împreună pe linia fotbalului de performanță, la nivel divizionar B, așa cum am spus. Am vrut să fac câteva scurte precizări și poate în continuare cred eu că se clarifică mai multe aspecte. N-am adus echipă decât pentru jucători, pentru regițenii iubitori de fotbal, nu să-și audă unul sau altul numele, indiferent că lucrează la primărie sau vine la meciuri și așa mai departe. M-aș bucura să fie activitate fotbalistică aici în Valea Domanului, nu circ, nu scandaluri, nu provocări, nu jocuri politice stabilite sau de altă natură, nu știu, aici în oraș sau în localități învecinate, poate orașe. Mă rog, nu am răspuns provocărilor și vreau să vă spun că voi susține personal așa cum o fac din 1998 și o fac cu sufletul deschis. Indiferent dacă mi s-a cerut de către unii care tranzitează poate și clubul ăsta și orașul pe aici, să las fotbalul. Nu l-am lăsat și nu-l voi lăsa. Poate îi întristez, dar asta este. Cred că este loc pentru toată lumea. Susținători, fotbaliști, finanțatori, iubitori și așa mai departe. Și cred că vor fi niște sume aproape. Până acum n-am prea primit bani de la nimeni. Nu am primit de la nimeni. Pe bani puțini am reușit totuși și performanța aici. Și cred, prin implicarea noastră cu transparență, că vom reuși în continuare. Am realizat ceva, nu este finalizat 100% acest teren sintetic, nu ne vom opri aici. Vom continua cu dotările atâta cât putem noi anul ăsta, că anul ăsta se anunță un an sărăcăcios din punct de vedere financiar. Avem și alte priorități, dar o să continuăm și în acest an, cel puțin la nivelul diviziei B. Noi ne-am dorit o echipă de divizia B. Dar cred că toți ne dorim mai mult, pentru că vin oameni și vin bani alături de echipă, dacă vorbești de performanță, de un acces probabil în prima ligă. Cine nu-și dorește lucrul ăsta? Deocamdată sunt doar intenții. Vreau să vin pe lângă tine, am auzit pe unul de la o bancă. Vino concret cu o sumă, cu contract, cu... Până acum nu s-a preconcretizat nimic. Vin mulți și pleacă. Dar rămânem tot noi, între noi, pe aici. Și pe ei. Dânsul este acționarul majoritar. Eu n-am înțeles niște lucruri, dar mi-au spus și colegii din Consiliu. Domne, este patronul, are nevoie de relații foarte bune cu noi, tot timpul ne-a informat. Mai sunt și anumite discuții, mici discuții și rar. N-am avut nimic ce să vă reproșez, vă mulțumesc pentru tot. Noi ne-am cunoscut înainte de a veni dumneavoastră la Lisa și m-ați impresionat în câteva rânduri. Mai cât un speculant, că am auzit eu aia, am auzit eu aia. Și eu am auzit multe. Și știu multe. Dar, vedeți, politica este de a ne întreține activitatea fotbalistică, de susținere financiară, iar jucătorii care au plecat. Mi-e pare foarte rău de jucătorul, fundașul nostru stânga, știți foarte bine, Bătășelul. Mi-a făcut o impresie deosebită, dar era șansa lui să plece de la 1.000 de euro la 5.000 de euro. Mi-a spus și dumneavoastră, domne, dacă omul ăsta se accidentează, că e crescut de bunicusul, orice jucător suspendat, accidentat, ar trebui să fie înlocuit. Lăsați-l să plece pentru că mai vin niște bani la echipă. Noi suntem cofinanțatori la activitatea fotbalistică. Și atunci, explicațiile cred că le-a dat cu siguranță domnul Rufă și cei care au fost prezenți atunci, vis-a-vis de el, sau de golgheterul nostru, l-am apreciat pe Staicu. El
a fost în divizia C, divizia B, i s-a dat aceeași șansă să plece la poli tot pe nu știu ce sumă. Dar el n-a fost un goalgetter detașat. Pentru că noi nu o să avem posibilitatea modernizării așa, într-un ritm de ăsta galopant, rapid, a stadionului nostru. Mă refer și la terenul de iarbă, mă refer și la tribune, mă refer și la cel sintetic. Mie îmi plac culorile astea două, dar din punct de vedere fotbalistic, eu sunt cu alte culori, se văd aici. Îmi place și alb-albastru dacă e vorba de Gloria Reșița. Nu de o echipă dintr-un oraș sau dintr-o localitate sau altă. Deci, așteptăm liniile de finanțare să vedem în ce măsură putem beneficia de bani europeni ca să modernizăm stadionul Baza sau bani guvernamentali. Sau, mai există o a treia variantă, am avut niște contacte și eu și colegii consilieri și domnul Rufă cu alții care doresc să vină. Contacte am avut, numai să se țină de cuvânt, să vină cu bani, poate într-o nocturnă, poate modernizăm Baza de aici, cedând din acțiunile noastre. Cedând din acțiuni sau vânzând acțiuni, poate patronul, nu știu, eu nu fac politica dumneavoastră, vorbesc de interesul meu de a moderniza Baza concomitent cu performanța. Pentru că nu prea poți performanță pe termen lung să faci dacă nu ai o bază de pregătire corespunzătoare, susținere financiară. Interesul meu a fost și va rămâne pentru echipa noastră, pentru sportul reșițean. Pentru că avem probleme și cu Gloria Reșița, o echipă cu care noi în ultimul timp am colaborat foarte bine. Sunt tot reșițeni. Am avut o discuție și cu muncitorul. Au participat și tânși și au zis, domne, avem problemele noastre și nu prea avem stadion, chiar era în insolvență, mă rog. Firma, clubul, a fost luat stadionul, l-am cumpărat noi, să nu ajungă pe alte mâini. Mai e un stadion lângă, cu, mă rog, iarbă, mărăcini, ce-o fi pe acolo și poate se extindea modul ăsta de gândire, de administrare, de gospodărire și la stadionul Muncitorul. O să vedem ce facem și cu Muncitorul. Dacă puteți să-l folosiți pentru echipa de divizia B, pentru celelalte echipe aici, ca să nu stricăm, știți, la antrenamente doar gazonul de aici. Mă bucur că a venit domnul Rufă, că s-a făcut să facă în continuare investiții în echipă, că lucrurile decurs spre bine și că sper că când se termină play-off-ul, să sperăm că îl prindem, să fie totul în regulă și să fim toți fericiți. Eu vreau să spun ceva. În momentul ăsta, Metalul Reșița este echipa reșițenilor. Că e Rufă patron, că vine altul patron, că domnul primar este primar acum și va mai fi sau nu va mai fi, că cei din Consiliul Local vor mai fi sau nu vor mai fi. Din punctul meu de vedere, Metalul este echipa reșițenilor, echipa dumneavoastră și așa trebuie să fie și așa trebuie să vă gândiți la ea. Noi suntem promotorii acestui proiect, sperăm să realizăm cât mai mult împreună, să fim cât mai mult alături de acest proiect, dar dacă nu se va mai putea, Metalul va rămâne și va rămâne la Reșița și va rămâne alături de dumneavoastră. Și așa trebuie privit Metalul Reșița ca echipa reșițenilor. Asta mi-aș dori eu să gândească toată lumea. Nu că e echipa lui Rufă, nu că e echipa lui domnului primar sau altcuiva. Nu este. Fals. Este echipa reșițenilor. De-aia a venit Metalul la Reșița. Să fie echipa reșițenilor, să reprezinte reșițenii. Și noi spunem că până acum am făcut-o în limitele bunului simț. Poate chiar cu succes față de perioada de astă vară.